Săptămâna Mare este o lănțuire de evenimente extraordinar de dramatice și dense ca și învățătură. Iisus își pregătea ucenicii pentru marele eveniment ce urma să aibă loc în câteva zile. Moartea lui Dumnezeu pentru păcatele omului. Am văzut intrarea Domnului Iisus în Ierusalim, am văzut blestemarea smochinului, apoi am văzut curățirea templului. Mai există încă un tablou în care Domnul Iisus Hristos are de dat niște învățători. Pentru ei atunci acolo, pentru noi acum și aici. Câteva învățături legate de credință și rugăciune. Matei 11, de la versetul 19 la versetul 26. Ori de câte ori se însera, Iisus ieșea afară din cetate. Dimineața, când treceau pe lângă smochin, ucenicii l-au văzut uscat din rădăcini. Petru și-a adus aminte de cele petrecute și a zis lui Iisus: Învățătorule, uite că smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat. Iisus a luat cuvântul și le-a zis: Aveți credință în Dumnezeu? Adevărat vă spun că dacă cineva va zice muntelui acestuia: ridică-te și aruncă-te în mare, și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. De aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare și vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. Credința și rugăciunea pot îndepărta obstacolele din calea nerodirii. Aveți credință în Dumnezeu, este răspunsul Domnului Iisus la mirarea lui Petru. Adevărat vă spun că dacă va zice cineva muntelui acestuia: ridică-te și aruncă-te în mare, și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. Ce vrea să zică Domnul Iisus cu aceste cuvinte? Afirmația aceasta este făcută în contextul nerodirii smochinului. Contextul este foarte important ca să o înțelegem. Deci, înțelesul afirmației Domnului Iisus trebuie să aibă de-a face cu problema rodirii, a uscării smochinului neroditor. Iisus folosește această hiperbolă tocmai pentru a sublinia faptul că nimic nu stă în calea lui Dumnezeu de a răspunde dorinței tale de rodire spirituală. Aceste cuvinte, această hiperbolă: dacă vă zice cineva muntelui acestuia: ridică-te și aruncă-te în mare. Rolul acestei hiperbole este să ne transmită acest mare adevăr. Nimic nu stă în calea lui Dumnezeu pentru a răspunde dorinței tale de rodire spirituală. Dumnezeu nu se dă înlături de la nimic pentru a răspunde unor astfel de cereri. Aici nu este vorba de gândire pozitivă, ci de puterea și dorința lui Dumnezeu de a răspunde unor astfel de cereri. Nu te îndoi de faptul că Dumnezeu răspunde cererilor tale de rodire spirituală, oricât de imposibil ar părea. Poți rodi. Aveți credință în Dumnezeu și apoi rugați-vă lui Dumnezeu. De aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Rugăciunea la care Dumnezeu răspunde este cea pentru rodire spirituală. Orice lucru veți cere în sensul rodirii spirituale, să aveți siguranța că Dumnezeu vi-l va da. Nu orice lucru care îți trece ție prin cap. Orice lucru veți cere în sensul rodirii spirituale, puteți avea siguranța că Dumnezeu vi-l va da. Credința creștină, credința în sensul creștin, este o credință în ceea ce știi că este adevărat, adică ceea ce spune Dumnezeu. Credința creștină diferă de credința New Age. Credința New Age
este un soi de credință de felul următor: dacă cred cu putere în ceva, acel ceva va deveni realitate. Credința creștină nu e așa. Credința creștină înseamnă să crezi în ceea ce știi că e adevărat, ceea ce spune Dumnezeu. Noi nu avem credință în ceva ca să devină realitate, ci avem credință în ceva pentru că este realitate. Pentru că Dumnezeu zice că e adevărat și eu o cred. Este o mare diferență între cele două tipuri de credință. Dar, pe lângă credință și rugăciune, mai apare o condiție în pasajul, în cuvintele rostite de Domnul Iisus. O condiție de răspuns la rugăciune. Iertarea aproapelui. Și când stați în picioare de vă rugați, zice Domnul Iisus, să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. Se pare că o cauză a lipsei puterii rugăciunii este și neiertarea aproapelui. Iată o altă întrebare aplicativă pentru fiecare dintre noi înainte de sărbătorile de Paște. Am iertat orice am împotriva cuiva? Amărăciunea produsă de neiertare te înțepenește, te ține legat, îți fură bucuria și ce-i cel mai rău? Îl împiedică pe Dumnezeu să te ierte, să ne ierte la rândul Lui. Și asta ar trebui să ne înfioare. Primirea și acordarea iertării sunt secretul vieții creștine. Fără aceste două acțiuni în viața noastră, viața ne este pusă în pericol. Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 4, versetul 32, spune: fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Aici e aici. A acorda iertare este exact ca și cum ai încerca să faci un foc cu lemne ce au fost ținute în apă o săptămână întreagă. C.S. Lewis spunea, citez: toată lumea spune că iertarea este o idee bună până când au ceva de iertat. Am încheiat citatul. Iertarea aproapelui, pe care o pretinde Domnul Iisus Hristos în pasajul acesta, este ca o operație chirurgicală. O operație chirurgicală care are 7 fire. Haideți să ne uităm pe scurt la cele 7 fire. Neiertarea aproapelui conduce la neprimirea iertării înaintea lui Dumnezeu. Iertarea aproapelui este o operație chirurgicală cu 7 fire. Cum putem să ne iertăm aproapele? Ce ar trebui să știm ca să îl putem ierta, să intrăm în procesul iertării? 7 lucruri. 1. Iertarea este o poruncă, nu o recomandare. Este obligatorie, nu este facultativă. Dumnezeu ne poruncește să iertăm în repetate rânduri în Evanghelii. Ni se poruncește să iertăm. Luați seama la voi înșivă. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l. Și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi, de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice: îmi pare rău, să-l ierți. Procedura operațională standard pentru toți credincioșii este iertarea. Nu există o altă alternativă. Dar nu pot să iert. Rănile sunt prea adânci. Doar văzând persoana, simt cum totul se revoltă în mine. Păi tocmai aici este problema ta. Te uiți la persoana care nu trebuie. Mută-ți ochii de pe persoana care ți-a greșit, pe persoana Domnului Iisus. Nu anihila din start posibilitatea iertării. Este o poruncă a lui Dumnezeu. Iertarea este o poruncă a Domnului Iisus. Al doilea fir, în al doilea rând, înțelege că ți s-a iertat mult. Apostolul Pavel spune în Coloseni, capitolul 2, versetul 13 și 14: pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile. A șters zapisul cu poruncile Lui, care stăteau împotriva noastră și ne era potrivnic, și l-a nimicit pironindu-L pe cruce. Dar n-am făcut nimic rău.
Nu eu am greșit, nu eu am bârfit, nu eu am mințit, nu sunt eu cel vinovat. Probabil că nu. Dar nici Domnul Iisus nu a fost vinovat. Dintre toți oamenii de pe pământ, numai unul era perfect curat și totuși el a plătit și a iertat. Înțelege că ți s-a iertat mult ca să poți ierta la rândul tău. Al treilea fir, în al treilea rând, iertarea lui Dumnezeu este condiționată, să nu uităm acest lucru. În rugăciunea Tatăl nostru există o singură cerere, căreia îi este atașată o condiție. Iartă-ne nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, spune Domnul Iisus Matei 6, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Iertarea lui Dumnezeu este condiționată. Dacă condițiile sunt îndeplinite, Dumnezeu este legat de cuvântul Lui să ierte orice persoană și orice păcat. Iertând, suntem iertați, spunea Sfântul Francisc de Assisi. Al patrulea fir. În al patrulea rând, iertarea nu este un act ocazional, ci o conduită, un mod de viață. Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis, eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7, spune Domnul Iisus în Matei 18. Al cincilea fir. Iertarea nu înseamnă uitare. Știu, Domnul Dumnezeu spune în Evrei 10:17, și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. Dar ce înseamnă asta? Înseamnă că Dumnezeu a uitat ce am făcut noi, ce am săvârșit, păcatele săvârșite, le-a uitat că au existat? Nu prea cred. Noi ne le aducem aminte. Dumnezeu nu cunoaște mințile noastre și ce gândim. Cu siguranță El știe ce am făcut. Uitare nu în sensul că s-au pierdut din mintea lui Dumnezeu, ci El nu-și va mai aduce aminte de păcatele noastre și de fără de legile noastre în sensul că nu le va mai folosi împotriva noastră. Ele sunt dezactivate, sunt rezolvate. În al șaselea rând, al șaselea fir, iertarea înseamnă a consimți să trăiești cu consecințele păcatului cuiva față de tine. Când vrei să-ți ierți aproapele, trebuie să fii conștient și de acest al șaselea lucru. Și anume, trebuie să te pregătești să accepți să trăiești cu consecințele păcatului cuiva față de tine. Pentru că de multe ori consecințele acestea rămân peste noi. Dar, în realitate, oricum ești nevoit să trăiești cu consecințele păcatului cuiva față de tine. Fie că ierți, fie că nu. Ele oricum rămân peste tine. Fie că ierți, fie că nu. Poți alegi să nu asculți de Dumnezeu și să trăiești pentru răzbunare, în amărăciune, în mânie sau în pace și liniște, iertând. Oricum sunt peste tine. Dar înțelege, când vrei să-ți ierți aproapele, cum ni s-a poruncit, pregătește-te să trăiești cu anumite consecințe ale păcatului săvârșit asupra ta. Al șaptelea fir, în al șaptelea rând, iertarea îți face bine ție. Iertarea îți este benefică. Este necesară pentru a evita capcanele celui rău. Și Pavel exprimă foarte clar în 2 Corinteni, capitolul 2, versetele 10 și 11. Dar pe cine iertați voi, îl iert și eu, ca să nu lăsăm pe Satana să aibă câștig de la noi, căci nu suntem în neștiință de planurile lui. Iertarea ți este benefică, pentru că iertând, ești iertat. Relațiile nu progresează datorită pedepsirii vinovatului, ci datorită îndurării vinovatului. Săptămâna mare este o înșiruire de tablouri, de evenimente extraordinar de dramatice și dense, pline de învățătură.